Vă spun tuturor că relațiile de prietenie sau de afaceri pe care le legați astăzi sunt foarte durabile. Așadar, pentru cei care s-au născut în zodia Berbec, vă spun că astăzi aveți șanse mari să reușiți în carieră, pentru că este o zi minunată pentru voi. De asemenea, tot astăzi puteți să faceți o călătorie în foarte mare apropiere, pentru că s-ar putea cel puțin să luați un picnic în familie. Pentru cei care s-au născut în zodia Taur, este o zi favorabilă schimbărilor majore, mai ales pe plan social și sentimental. Sunt favorizate întâlnirile cu persoane importante, consolidarea relațiilor de prietenie și cele sentimentale. Pentru zodia Gemeni, vă spun că partenerul de viață vă oferă un cadou de care vă bucurați foarte mult. Un prieten de familie vă invită să petreceți după amiaza împreună. Pentru cei care s-au născut în zodia Rac, vă spun că aveți posibilitatea să faceți schimbări importante pe plan social și în privința relațiilor sentimentale. Este un moment foarte bun pentru a încheia contracte, iar investițiile pe care le faceți se vor dovedi rentabile. Pentru zodia Leu, în cursul dimineții, voi primiți bani dintr-o activitate extra-profesională. De asemenea, o persoană mai în vârstă vă propune o nouă colaborare. Pentru cei care s-au născut în zodia Fecioară, vă spun că sunteți hotărâți să începeți o nouă etapă în viața dumneavoastră socială și profesională. Astăzi sunt favorizate comunicarea, relațiile cu persoanele tinere și călătoriile în interes personal. Pentru cei care s-au născut în zodia Balanță, este o zi bună pentru a începe noi activități și pentru a face planuri de viitor. După amiază sunteți tentați să cheltuiți mai mult decât vă permite bugetul familie, mare grijă, așadar. Pentru zodia Scorpion, vă spun că voi aveți capacitate de comunicare și astăzi lucrul acesta vă ajută să vă afirmați în societate. Puteți să începeți o nouă afacere cu condiția să finalizați mai întâi lucrările deja începute. Pentru cei care s-au născut în zodia Săgetător, la o întâlnire cu prietenii, faceți cunoștință cu o persoană mai în vârstă care vă va ajuta în afaceri. Mult succes așadar, pentru că puteți obține beneficiile materiale scontate. Pentru cei care s-au născut în zodia Capricorn, un prieten vă propune să vă asociați într-o afacere ce pare profitabilă. Nu vă grăbiți să luați o decizie, vă sfătuim să analizați cu atenție propunerea împreună cu partenerul de viață. Pentru cei născuți în zodia Vărsător, voi aveți rezultate deosebite pe plan social și pe planul afacerilor. Vă sfătuim să dați dovadă de răbdare și să nu forțați lucrurile. Pentru cei născuți în zodia Pești, este posibil să plecați într-o călătorie în interes de serviciu care vă va prilejui mari schimbări pe plan financiar. O persoană importantă vă destăinuie câteva secrete în domeniul financiar. Așadar, tuturor vă urez mult succes, chiar dacă poate astăzi nu este o zi neapărat minunată pentru, nu știu, a face călătorii sau pentru a iniția afaceri.